În ultimele două zile, 90 de mehedințeni au fost vaccinați anticovid la nivelul județului. Potrivit raportărilor oficiale, până în acest moment, Direcția de Sănătate Publică a declarat faptul că nu au fost înregistrate reacții adverse. Campania de vaccinare anticovid continuă. Până astăzi au fost vaccinate anticovid 1239 de persoane la nivelul județului Mehedinți. În ultimele 24 de ore, 15 mehedințeni au fost imunizați. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost vaccinate 15 persoane la centrul de vaccinare de la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnul Severin. În județul Mehedinți, campania de vaccinare împotriva COVID-19 a început în data de 4 ianuarie 2021. Până în prezent au fost vaccinate 1239 de persoane. Totodată, peste 5200 de persoane sunt confirmate cu COVID-19 în Mehedinți de la începutul pandemiei și până în prezent. În acest moment, 96 de persoane sunt internate, iar 254 sunt izolate la domiciliu asimptomatice. 21 de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimile 24 de ore. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 671 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 96 persoane sunt internate, 254 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 21 de cazuri noi de îmbolnăvire. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,09.